Iar acum, doamnelor și domnilor, un număr de circ cu participarea a doi saltimbanci ce și-au asigurat, părerea mea, un loc de cinste în lada de gunoi a istoriei contemporane. Deci eu, datorată, sincer, nu vreau să fiu considerat naționalist, dar eu mă simt jignit, eu ca român, care am luptat în țara asta pentru drepturile amărâților, care am făcut pușcărie pentru Domnule asta. Eu mă simt jignit de faptul că țara asta nu este condusă de un român. Și țara asta nu este condusă până de un om cu religia istorică a acestui român, popor. E un coșmar ce trăiesc românii la ora. Exact. Mie, ca român, înțelege, niciodată nu o să-mi stabilească destinul și ziua de mâine 400.000 de români, dintre care 200.000 sunt cercetori în diaspora. Să vină în țară, să sufere ca și noi, nu să stea afară. Mă scuzați, am uitat să vă spun că urmează imagini cu impact emoțional. Dacă vă știți cu probleme, trebuie să luați cu ceva lămâie. Imagini de coșmar, exact. Uite pe care dreptate și vece Tudor. E un coșmar ce trăiesc oamenii dacă nimeresc cu telecomanda peste el și Miron Cosma. Dar gata, haideți să vedem mai departe reprezentația. Urmează numărul bufonului Vadim. Tu ești moderatoarea unei emisiuni cu oameni vulcanici ca noi doi. Așa este. Cel puțin noi doi. Așa este. E un coșmar istoric ce trăiește România. Să pricepeți, ați nenorocit țara asta, o mână de zăpăciți care ați cumpărat voturi, dar cu coana asta, Angela merge mai departe. De ce nu stă dracului la cratiță? Ce-și bagă ea nasul la un popor latin? Dar sunt revoltat! Țara mea e pe mâna unui handicapat, un neamț de mâna a doua. Vreți să ieșim și noi în stradă? Cum zic ei că au ieșit, o să ieșim. O să ieșim, sigur o să ieșim. Ieșim, sigur că o să ieșim. Unde o să ieșiți, mă, stați frumos la locurile voastre. Băi, nene, s-au terminat medicamentele în țara asta, așa am ajuns. Bine că n-au apărut ăștia la televizor de 1 decembrie, că bubuiau în studio, urmă. Se pare că cineva s-a gândit și le-a pus niște calmante în fasolea cu cârnați și de-aia au stat cu minți la culcușul lor, că altfel era nasol. Atacam Ungaria, ieșeam în piață la panseluțe, era dezastru cu ei. Oricine știe, poate că ajungeau să se anihileze reciproc. Doar știți că de obicei delirează în saloane diferite. Uite aici. La ora aceasta nu mai este președintele partidului de care vorbește. De unde știi tu, mă, derbedeu, dracului, că nu mai sunt la președinte? Domnule Vadim Tudor, vă rog frumos să vă respectăm. Domnule Vadim Tudor, am crezut că... Te-am scos în pușcărie, măi. Am făcut protest internațional pentru tine, mă. Pe mine m-ai ținut în pușcărie... $400.000 împreună cu avocatul Viorel Dumitrescu de la sindicat, care trebuia să meargă la familie. Și ai mințit țara asta, ai mințit țara asta că sunt vicepreședinte la mine la partid, ai mințit țara asta că o să ajungi președinte și o să mă pui pe mine liber și așa mai departe. E, vedeți? Acum se ceartă, acum se pupă pe gură și ies împreună la luptă. Iar la câte personalități au ăștia doi, fac ceva de ranj dacă scapă liberi prin oraș. Uneori pare distractiv ce se întâmplă, dar în realitate e foarte trist că ăștia apar la TV. Vorba doamnei Naum, mama lui Victor Ponta. Victore, pentru asta am luat noi bătaie la mineriade în piața universității. Păi să poate!